Salutare, prieteni! A existat o perioadă foarte intensă din punct de vedere politic. Mai întâi am avut alegerile pentru Parlamentul European și referendumul, apoi a existat acea reconfigurare a grupurilor politice din Parlamentul European și în paralel a luat foc scena politică între ghilimele din România prin condamnarea și încarcerarea fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, moțiunea de cenzură care a fost dezbătută zilele trecute și urmează, iată, negocieri între reprezentanții unor partide de opoziție și parlamentare puterii care încearcă să se salveze pe ultima sută de metri. Sunt zvonuri că unii dintre ei din toamnă vor activa în cadrul unor partide de opoziție cu speranța că vor primi un nou mandat. Nu este ceva nou, ceva absolut remarcabil pentru scena politică românească, pentru că s-au mai întâmplat astfel de lucruri pe final de ciclu electoral și în alte dăți, însă există o serie de noutăți generate de poziționarea unor personaje politice, a unor personalități politice care au jucat la un moment dat un rol cheie și care acum continuă să se reinventeze. Unul dintre acești oameni politici este Victor Ponta, cel care a fondat un partid care se numește Pro România și care a preluat o parte destul de semnificativă a electoratului PSD. Victor Ponta a tras alături de el nu doar reprezentanți ai PSD, ci și reprezentanți ai altor formațiuni politice. Unul dintre acești oameni politici care s-a alăturat noii echipe este domnul Leonard Horvat, președinte Pro România Cluj-Napoca, pe care l-am invitat în platoul emisiunii noastre pentru a discuta despre aceste evoluții politice. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Dumneavoastră nu proveniți din PSD, proveniți din zona liberală, din zona ALDE. Din zona de dreapta, da, așa este. Partidul la care am aderat acum, Pro-România, de fapt, înainte de alegerile europarlamentare, este un partid de zona de centru, cu tentă ușor de stânga, dar un partid care promovează, să spunem, tinerii, promovează tinerii bine pregătiți. Vedem că în prima linie, să spunem, a Partidului Pro-România se găsește Victor Ponta, care are o vârstă de 40 și un pic de ani, cu experiență vastă în spate. Este Nicu Bănicioiu, un tânăr de 30 și ceva de ani, 38 de ani, Daniel Constantin, la fel, care și el vine din zona de dreapta, de zona de centru. Deci, practic, putem spune că venim cu un suflu nou pentru noua generație, pentru ceea ce își doresc tineri și pentru ceea ce își doresc românii astăzi, după 30 de ani de așa zisă democrație românească. E un mix interesant de social-democrați, liberali, oameni care vin și din... Nu suntem singuri, că dacă e să ne uităm și în USR, sunt tot așa un mix de ONG-iști care sunt și de stânga și de dreapta, plusul lui Dacian Cioloș, la fel, care s-a declarat oarecum de dreapta, dar în doctrinar nu cred că... Eu cel puțin cred că după anii 2000 doctrinar în România nu mai există doctrină politică la niciun partid politic. Vedem că partide de stânga implementează măsuri de dreapta la guvernare și viceversa, partide de dreapta care au fost, cum era PNL-ul sau PDL-ul în trecut, care a fuzionat cu PNL-ul, care a fost partid de stânga, PD-ul, și a trecut la PP și chiarul de dreapta. Deci, practic, după 2000 nu mai avem doctrine politice clare, așa tradiționale, cum le știm în istorie, ceea ce înseamnă creștin-democrație, liberalism sau social-democrație autentică. Înainte de alegeri, de alegerile pentru Parlamentul European, care, iată, au reprezentat și primul test politic serios pentru Pro-România, nu era foarte clar unde vor activa europarlamentarii acestui partid. Vorbim de totuși de două nume importante, cu greutate, Corina Crețu, actual comisar european, și Mihai Tudose, fost premier al României. Acum s-au clarificat lucrurile, știm unde vor activa ei? Da, cei doi europarlamentari români, care are Partidul Pro-România, vor activa în grupul parlamentar al Partidului Democrat European, practic pe zona de centru, un partid de centru. E vorba de un partid care face parte din noul grup politic Renew Europe, care include ALDE, Un Marș. Da, zona de partidul lui Macron din Franța, exact. Grupul ALDE, fostul grup ALDE, și noi veniți în Parlament, cum suntem și noi, și din care activează în același grup parlamentar cu noi, care este un pic mai mare, așa cum ați spus și dumneavoastră, inclusiv
partidul Dacian Cioloș Plus, USR Plus, activează da, Dacian Cioloș tocmai a fost ales ca președintele Renew Europe. Este vorba de pentru România, de o premieră pentru România. Da, pentru România și pentru zona de Europei Centrale și de Sud-Est. Un lider din zona de partid din zona Europei Centrale devine liderul unui grup din Parlamentul European. Un lucru foarte bun, de altfel, așa cum am avut și comisar european pe Corina Crețu, care în 2 iulie își depune mandatul de comisar european. Exact cum și Corina Crețu a deținut un portofoliu foarte important pe care România l-a avut pe această latură și mai ales la accesarea de fonduri europene. De obicei acest portofoliu se dă țărilor din Europa de Vest, așa zisă, țări din Europa de Vest cu influență mai mare, care fac mai mare lobby în a acorda fonduri europene. România a avut această onoare să dețină acest portofoliu. Cu siguranță vom vedea din toamnă cine va fi comisarul din partea României și Corina Crețu va activa mai departe ca și europarlamentar. E un grup foarte, foarte interesant. România a avut 3 comisari europeni, 2 dintre ei vor activa în noul grup Renew Europe. Dar această colaborare care va exista în Parlamentul European nu vine pe un teren arid. Ați colaborat dumneavoastră pro-România cu USR, cu, să spunem, aliații politici al lui Dacian Cioloș și în Parlament, chiar la recenta moțiune de cenzură, dar și în trecut. În acest context vreau să vă întreb cum se va regrupa politic opoziția după ce a fost, iată, destul de aproape de a răsturna. Sigur, a fost o încercare de răsturnare a guvernului, opoziția 200 de voturi, dacă nu și-a numărat, să spunem așa, oamenii care parlamentari. A fost și înainte de vacanța parlamentară o încercare de răsturnare a guvernului. Cred că din toamnă, în noua sesiune parlamentară, se va putea depune o altă moțiune de cenzură și așa, cu siguranță... Așa, este ca un parlamentar să poată să semneze o moțiune de cenzură pe sesiunea parlamentară. O sesiune, așa este. Cred că după vacanța parlamentară, din septembrie, octombrie, noiembrie, se poate pune o altă moțiune de cenzură și cu siguranță posibil atunci să fie mai mulți parlamentari de la guvern care vor vota moțiunea de cenzură. Este bine cunoscut faptul că și în trecut, înainte cu un an, au căzut guverne. A fost și guvernul ungureanu care a căzut la moțiunea de cenzură. Am văzut PSD-ul și Tudose. Da, Tudose. Bine, asta a fost așa anomalie ca partidul aflat la guvernare să-și trântească guvernul prin moțiune de cenzură. Deci cred că numai în România am văzut așa ceva. Adică PSD-ul a făcut-o și pe asta, ca să spunem că orice altceva da, a mai făcut. Totuși sunt unii din PSD care vor să treacă la Pro-România. Îi primiți? Sigur că primim parlamentari care într-adevăr sunt oameni de bună credință, dar sunt și oameni de mai puțină credință care au actat gen baroni local sau alți parlamentari cum e așa zisul deputat mitralieră cunoscut în Parlament, care cu siguranță nu cred că vor avea un loc la Pro-România. Sunt și ei parlamentari de bună credință care și-au onorat mandatul în zona în care sunt, chiar dacă sunt din zona social-democrată și cu siguranță poate o să vină și parlamentari din alte partide, adică poate de la ALDE, cu siguranță vor veni poate și de la ALDE înspre zona Pro-România. Avem fost colegi, sigur. Daniel Constantin a fost copreședinte ALDE și noi aici la Cluj o parte din organizația Pro-România am activat pe șicherul de dreapta. Deci cred că premise sunt, cu siguranță calculele parlamentare din toamnă vor fi altele decât acum din această vară. Ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale? Pro-România va avea candidat propriu? Pro-România își cunoaște la momentul acesta potențialul, am măsurat, am devenit, să spunem, credibili. Avem legitimitate după alegerile parlamentare, suntem undeva la 7% conform ultimelor alegeri. Va rămâne de discutat la nivel central și aici Victor Ponta, Daniel Constantin și restul echipei Sorin Câmpeanu vor analiza cu siguranță un candidat cu care România să iasă în față sau există și varianta în care Pro-România să susțină un candidat al mai multor partide politice, cum ar fi poate Dacian Cioloș sau știu eu, depinde de calculele politice care vor exista. Sigur, va fi o vară fierbinte din acest punct de vedere al alegerilor prezidențiale, că vor apărea tot felul de prezidențiabil. Sigur că și Pro-România va încerca să își croiască drumul politic, fiind un partid nou,
un partid din care, așa cum a mai spus și Victor Ponta, a învățat lecția, așa cum a spus-o de multe ori și la București, în sensul că n-a putut să reformeze PSD-ul și atunci a făcut un alt partid, un partid pro-european, cu o tentă europeană, cu tineri scoși în față care își doresc altceva și tineri bine pregătiți care au și experiență politică și administrativă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Prieten, vă mulțumesc, ne vedem pe net.